Directorul SRI, Eduard Helbig, a fost audiat timp de mai bine de 8 ore de Comisia Parlamentară pentru Controlul Activității SRI. Printre temele abordate au fost protocoalele secrete dintre Serviciul Român de Informații și alte instituții din stat, protestele din 10 august, dar și gripa porcină. La ieșirea de la audieri, șeful Comisiei, Claudiu Manda, a detaliat fiecare subiect în parte. După anul 1990 au fost semnate 565 de protocoale între SRI și alte instituții. Cel mai discutat, protocolul din 2009, care a avut 302 planuri de cooperare între SRI și DNA, parchete locale, DICOT sau parchetul general. Am solicitat să ne parvină unul dintre acestea pe care l-am și cerut, cel cu care am fost sesizați de domnul Traian Băsescu pe de o parte. Pe de altă parte, Serviciul Român de Informații, conducerea a spus că nu există nicio problemă și că o să ne trimită toate cele 302 planuri de cooperare privind punerea la îndeplinire a protocolului din 2009. O concluzie a întâlnirii a fost aceea ca Parlamentul și Serviciul Român de Informații să lucreze în perioada următoare la o formulă prin care orice protocol să fie prezentat și Comisiei de Control a SRI, chiar dacă are caracter secret sau nu. Aceste protocoale urmând să fie vizate atât de Comisie cât și de CSAT. O altă variantă de rezolvare a problemei protocoalelor ar fi ca acestea să fie desființate după ce în prealabil va fi stabilită o lege clară în ceea ce privește colaborarea dintre instituțiile de stat. În felul acesta va fi înlăturat suspiciunea existenței unor documente despre care să nu aibă nimeni cunoștință. Conducerea SRI ne-a informat că prima informație, că n-am cum să spun altcumva, pe care au avut-o și pe care au transmis-o beneficiarilor legali a fost în iunie 2016. În iunie 2016 previzionau că la granița externă a României există posibilitatea ca, legat de porcii mistreți, să existe, eu știu, riscul ca în România să apară pesta porcină africană. Claudiu Manda a informat că s-a discutat și despre pesta porcină. Informările au fost la nivel de prim-ministru, miniștri și autoritatea sanitar-veterinară. În total, până în august 2018, au fost făcute 132 de informări cu privire la pesta porcină africană. Despre protestele din 10 august, Claudiu Manda a precizat că au existat note transmise Ministerului de Justiție și Jandarmeriei atât înainte cât și după evenimentele violente de la protestul diasporei, iar SRI a avertizat că există riscul ca manifestările să devină violente.